Ca de obicei, la începutul unei luni, din două în două luni în fond, vă prezentăm revista Alfa Omega TV Magazine, o revistă pe care noi de 6 ani de zile o publicăm, de 6 ori pe an, și revistă care conține programul de televiziune al canalului Alfa Omega TV, defacat pe minute, pe ore, dar în același timp, prin temele pe care le abordăm și le atingem în fiecare revistă, în același timp atingem subiecte importante, relevante, căutate în trupul lui Hristos din România. Îmi face plăcere să vă prezint acum la început de lună revista Alfa Omega TV Magazine pe lunile septembrie-octombrie. Revista aceasta o să ajungă în câteva zile în casele dumneavoastră. Știți, revistele acestea se tipăresc în tiraje destul de mari. Această revistă a fost tipărită, această ediție a revistei tipărită în 16.000 de exemplare. Acestea merg în toate colțurile țării și, zic eu, în toate colțurile lumii, pentru că distribuim această revistă gratuit și celor care ne urmăresc din diaspora, diaspora europeană sau americană. Un rezumat al conținutului acestei reviste într-un scurt spot pe care îl prezentăm în continuare. Alfa Omega TV Magazine, un număr special despre medicina alternativă. Informează-te despre acupunctură, medicamentele homeopate, reflexologie, yoga, meditație, reiki, aromaterapia, hipnoza și multe altele. Descoperă perspectiva creștină asupra practicilor medicinei alternative de inspirație orientală. Programul Alfa Omega TV pentru septembrie-octombrie 2016. Abonează-te gratuit, chiar acum, la revista Alfa Omega TV Magazine. Așadar, revista Alfa Omega TV Magazine pe septembrie-octombrie, anul 6-lea de publicație, numărul 5. Tema acestei reviste provocatoare, incitantă, medicina alternativă sau vindecare cu orice preț. Am selectat acest subiect pentru că în emisiune în direct pe care le-am avut în acest an în special, am remarcat un interes sporit pentru acest subiect. Face parte subiectul acesta al medicinei alternative, a terapiilor alternative din categoria subiectelor tabu. În foarte multe biserici nu se vorbește despre acest subiect sau nu se dă învățătură, nici măcar încurajare ca să fie slujit în această zonă. Din păcate, în multe biserici, mulți credincioși cochetează cu astfel de terapii și nu-și dau seama când o anumită limită este depășită. Am mai vorbit despre aceasta și în alte emisiuni pe care le-am avut. Iată că îndrăznim să abordăm în această emisiune subiecte care sunt în această categorie. Sigur că o să încerc să răsfoiesc pentru dumneavoastră câteva dintre aceste pagini. Unele le-ați văzut chiar în spotul care a fost urmărit. Așadar, medicină alternativă sau terapie alternative, cum spun unii, dincolo de editorialul legat de schimbarea de paradigmă, o scurtă trecere în revistă a practicilor medicinei alternative și o punere în temă. Da, începem cu homeopatia. Un tratament abordat și adoptat, acceptat de foarte mulți chiar credincioși. Vorbim pe o altă pagină despre aromaterapie, din nou un subiect interesant. Sigur că două pagini, poate chiar mai mult, despre yoga. Yoga este un sport, o tehnică de relaxare, de odihnă, de refacere, sau are și o limită care, dacă este depășită, iată, sunt 4 pagini despre yoga. Vorbim și despre acupunctură, un tratament folosit de foarte mulți, din nou, care este limita peste care acupunctura intră în zona de spiritualitate. Avem și o sinteză a unei emisiuni pe care am avut-o în anul acesta, mai devreme, în parteneriat cu cei de la LL Ministry și cu alți doi invitați, Ilie Popa și Fanel Șerban. David Moza, director pentru LL România, a avut o contribuție importantă în această emisiune și am selectat pe parcursul celor 3 pagini principalele momente ale discuției pe care am avut-o în platou și care a fost urmată de rugăciune și de slujire pentru mulți dintre dumneavoastră. În primul rând, trebuie să clarificăm lucrurile. Reflexoterapia nu este masaj. Masajul care știm e clasic, este bun, ne ajută practicat în categoric. Spitale sau reflexoterapia este această încredințare că aceste meridiane are punctul de inflexiune în talpa piciorului, care are conexiuni cu toate organele din trupul nostru. Hai să mai punem tabelul din când. Nicăieri, științific, organele noastre nu are conexiuni cu talpa, are cu creierul. Deci este o încredințare că energia este în tălpi. Și atunci aceasta trebuie deblocată din nou, yin și yang, pe filozofia taoistă, concepția yin și yang, ca forța chi, forța vitală, care nimeni nu o poate explica. Este o forță
Nimeni nu explică. Noi știm cine e forța, creștinii știm că nu este altă forță decât lumea demonică. Poți să-i spui oricum, dar asta este. Cum spuneați, sunt două surse de putere. Categorii, surse de putere. Dar trebuie să fim conștienți că Fanel dădea exemple din lumea ocultă. Da? Vrăjmașul are putere, dar e limitată. Și are putere, dar nu poate mântui. Nu poate aduce vindecare reală. De multe ori vindecă, nu multe ori, totdeauna vrăjmașul când vindecă, dă o vindecare falsă. Împiedică adevărata vindecare a lui Dumnezeu în viața unui om. Și e un preț, un preț care poate categorii, nu-l anticipăm categorii. Atunci și îl vedem după aia. Exact cum ai apelat la ceva de genul ăsta, de exemplu, Afganistan. E trupele NATO, vrea să elibereze. Exact cum ar merge un soldat din trupele NATO și ar spune unui taliban, vino și hai ajută-mă să vă eliberez. Sau să eliberez țara. Deci exact cum ai cere ajutorul, exact vrăjmașului. Exact asta se întâmplă în lumea spirituală, în care un om se supune sau se încredințează unui terapeut. Încă o dată, vreau să spun aici că terapeutul nu vrea să facă rău, el vrea bine. Deci, el vrea să ajute, să aducă bunăstare și așa mai departe. Și care invocă Dumnezeirea. Da, dar calea, sursa de unde vine este poluată. Că mulți se întreabă, păi, dar e de mii de ani. Nu contează, o apă nu este validă dacă este veche. Important e ce impurități are în ea. Că dacă sursa sau rădăcina este inspirată din lumea demonică, că Biblia ne spune foarte clar, este înțelepciune pământească, firească și drăcească. Și atunci tehnicile acestea care sunt de inspirație drăcească, am întâlnit și eu în lucrare, păi acum nu putem să sfințim lucrurile acelea, pozițiile sau ce facem și ne rugăm. Orice tehnică inspirată din vrăjmașul este legată de duhurile care le-au inspirat. Te supui sub acea autoritate. Întrebarea este când îți pui trupul la o anumită practică sau un anumit practician care caută echilibrarea ta energetică, întrebarea este cine e în spatele acestei autorități? Este Hristos? A fost o scurtă secvență dintr-o emisiune Calea Adevărul și Viața, o emisiune difuzată pe parcursul a două ore în anul acesta, ceva mai devreme, care s-a bucurat de mult succes. Cred că și pe noi ne-a încurajat această emisiune să acordăm mai multă atenție, chiar și prin această revistă, acestor terapii alternative cu care cochetează foarte mulți dintre frații noștri și care, după cum spun și cu alte ocazii, oferă și o limită foarte fină când de la o practică medicală obișnuită se poate atinge într-o zonă spirituală cu conotații și consecințe nebănuite. Mai departe, cred că sunt și alte subiecte, da, reflexologie, sunt multe tehnici, multe tratamente, chiar operatorii care folosesc hipnoza ca un mijloc, ca o metodă, ca o practică. Practicile Reiki de inspirație orientală sunt la modă, aceste practici Reiki, din păcate sunt preluate și de cei care doresc ceva nou, ceva deosebit. Este o variantă scrisă a unui documentar realizat de colegii noștri de la Radio Vocea Evangheliei despre medicină alternativă și desigur încheiem cu o perspectivă creștină asupra acestor terapii alternative sau terapii New Age. E o solistă extinsă, nu ne-a putut prinde pe toate în revista aceasta cu practici medicale alternative, le vedeți aici și sper să trezească curiozitatea acest număr. Am insistat mai mult asupra lui, desigur am riscat și noi pentru că nu toți îmbrățișează punctul nostru de vedere, dar am vrea să fim, încercăm de fiecare dată să fim o provocare pentru trupul lui Hristos din România prin aceste reviste, abordând și aceste subiecte. E nevoie de discernământ, de revelație divină, de o relație apropiată cu Domnul și de o cunoaștere a Scripturilor pentru a intra în această zonă sensibilă.